sfuggita da me. Adesso trecem prin suferință, prin încercare, trecem prin necazuri, dar mulțumim Domnului că Cel este Cel care ne poartă de grijă. Mulțumim Domnului că Cel este Cel care ne ține. După un an și ceva, am primit un telefon care îmi spunea că Emma și cu Cristi au avut un accident. Nu știam cât este de grav. Undeva într-o seară, după ce s-a întors la un program, au pierdut controlul în mașină, mașina s-a răsturnat și Emma a fost mai accidentată. Urma să aibă o operație, a avut o fractură la coloană. Și am sunat acolo în spital și am discutat cu ea și îmi spunea printre altele, Gabi, chiar dacă toată viața mea va trebui să stau în cărucior cu rotile, dar să spun că și de acolo vreau să-L dau pe Domnul. Am bucurat de dorința ei, dar ne-a rugat ca Dumnezeu să-i dea sănătate și mulțumim Domnului pentru că ce l-a făcut lucrul acesta. Îl dau în mod special să vă rugați și pentru familia lor. Trebuie să mai aibă încă o operație, peste aproximativ 2 săptămâni de zile va merge din nou să mai facă operație la coloană. Nu este o operație ușoară, are nevoie de mâna lui Dumnezeu. Dar orice ar fi, așa cum am cântat în cântare, cu tine plâng când trec prin suferință, cu tine cânt când am biruință. Vrem să rămânem lângă Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. L-am România anul acesta și Dumnezeu m-a înștiințat de ceea ce urmea să vină și eram în mijlocul turneului, soția a venit cu cei 4 băieții pe care Domnul ne-a dat, a venit în România și ea și copiii nu s-au obișnuit cu fusul oral. După câteva zile de stat în România, ei dormeau dimineața, înspre după masă, noaptea erau treci, unul dintre băieții, penultimul, s-a urcat undeva pe un geam, dimineața la ora 5, la 4,5 metri și de acolo a căzut în gol, pe beton. Am luat în acea dimineață, nu știam, va trăi, nu va trăi, pentru că se zbătea între viață și moarte. Și am cerut mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat și ne l-a dat înapoi. Dacă după 3 zile trebuia probabil să fie aruncat țărână peste el, să-l conducem pe ultimul drum pe acest pământ, după 3 zile Domnul ne-a dat înapoi acasă, teafă, sănătos, și am mulțumit Domnului pentru ceea ce a făcut. Mulți dintre noi, chiar din lupul speranța, am trecut prin necazuri și probleme, dar așa cum am spus la începutul acestui program, că până aici Domnul ne-a ajutat, slăvit să fie Domnul. Și în călătoria aceasta pe acest pământ vrem să continuăm să slujim pe Domnul. Vrem să privim spre promisiunea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o, că se duce să ne pregătească un loc. Acolo este țara, spune cântarea, unde vreau să fiu și eu.